Atenție șoferi, sistemul de emitere a rovinetelor nu va funcționa la punctele de trecere a frontierei. Iată ce trebuie să faceți pentru a nu primi amenzi. În această seară, 16 aprilie de la ora 20 până la miezul nopții, sistemul de emitere a rovinetelor nu va funcționa în punctele de trecere a frontierei Moravița, Jimbolia și Cenad din județul Timiș, ca urmare a lucrărilor de îmbunătățire a infrastructurii rețelelor de comunicații de date puse la dispoziție de către STS. De asemenea, sunt posibile întârzieri la sistemul de implementare și verificare a documentelor transportatorilor care folosesc aceste puncte de frontieră. Pentru evitarea aplicării unor sancțiuni contravenționale, utilizatorii rețelei de autostrăzi și drumuri naționale au obligația de a achita rovinetele prin intermediul celorlalte modalități puse la dispoziție de către CNAIR prin distribuitorii autorizați. Transmit reprezentanții de rede pe Timișoara.